Ciao Florin, è un immenso piacere sentirti ed è ancora un maggior piacere sapere di essere stato il portiere tra i tanti che hai conosciuto, tra le tante squadre dove hai militato, preferito. E mi sento in dovere anche di dire qualche cosina su di te. Sei sempre stato un ragazzo umile e quindi quando c'è umiltà c'è voglia di imparare. E un ragazzo veramente buono, un ragazzo d'animo e come giocatore devo dire che insomma che non era facile fermarti perché avevi il guizzo da attaccante. Il guizzo d'attaccante di area, avevi il fiuto del gol. Ti abbraccio, spero di vederti presto, Florin, e ti ringrazio. Grazie veramente di cuore. È sempre un gran piacere sentirti. M-am emoționat pe mine doar pe tine. Da, și eu m-am emoționat, dar ne spun aici, nu știi că eu sunt o persoană foarte sinceră. Aseară când am primit, era ora 10, eram cu Andreea, cu iubita mea și mi-a trimis video și crede-mă, mi-a curs, să zic așa, am început un pic să, două, trei lacrime așa mi-au dat un pic lacrime, pentru că e adevărat, au trecut anii. Și să aud din partea lui, bineînțeles, asemenea cuvinte la adresa mea, la mine, pentru mine este ceva incredibil. Eu am fost acolo un an, cum știți, dar l-am apreciat foarte mult și a fost un băiat super, super băiat. De altfel, era în dreapta mea, în vestiar, deci când ne antrenam la Milanello, întotdeauna l-aveam și întotdeauna vorbeam cu el. Deci, iată, el a acceptat asemenea, să zic, a acceptat să-mi trimit acest video și na, acum sunt exact, ți-am zis, sunt foarte și eu emoționat pentru că el a fost o legendă, adică este o legendă a lui Milan. Da. Deci, da, deci a fost, Formidabil. da. Formidabil și repet, m-a emoționat pe mine Da. acest mesaj, dar pe tine, pentru că tu ai Da, fost am avut o relație foarte bună destinatarul cu el, lui. foarte bună, da.